De 1 mai sau cel târziu 15 mai, lacul din Parcul Municipal Roman va fi redeschis publicului. Autoritățile locale spun că, deși vremea pare să se fi îndreptat, nu se pot realiza lucrări de reabilitare pentru că acestea nu ar rezista până în toamnă. Lucrările vor fi executate de o firmă privată. Zona de lac, când timpul va permite, se va face ca în fiecare an cu o firmă. Acolo nu poți lucra cu 416, suficient unul, cu un hârleț sau cu să spargă membrana și să distrugă. Deci acolo se va intra imediat ce timpul permite. Trebuie să se lege câteva zile călduroase. Autoritățile locale atrag atenția că vremea ce se anunță ploioasă în următoarea perioadă nu va permite intervențiile asupra structurii lacului. Aud, de ce spun și sunt un pic reținut, aud că timpul este anunțat tot ploios și nu poți lucra acolo decât dacă se usucă. Pentru că aplici altfel reparații punctuale care se coșcovesc și cheltuiești bani aiurea. Deci vrem să facem, grăbim, dar nu să facem treaba neprofesionist. Adică gospodărește trebuie așezate. Dar continuăm lucrările și la parc și vom face și la lac. Parcul datează din anul 1906 și se întinde pe o suprafață de 13,3 hectare. Lacul din parc a fost reinaugurat în anul 2010. Acesta este prevăzut cu debarcader și bărci cu vâsle și cu pedale, permițând pe timpul sezonului cald efectuarea de plimbări de agrement. Lacul are 3 insule, fiecare cu tematică proprie, iar piesa de rezistență o reprezintă lebedele.